Cu riscul de a fi subiectiv, eu am văzut un meci echilibrat, un joc în care șansele au fost de ambele părți. Cred că naivitatea sau poate lipsa mai mare de experiența noastră a făcut să pierdem. Am gestionat prost o singură situație defensiv și asta ne-a costat. Nu cred că a fost o diferență între cele două echipe în niciun factor de joc sau de antrenament sau sportiv. Cred că mental am fost ok. Fizic am putut duce o luptă cu o echipă de Liga 1 care e recunoscută pentru spirit, pentru determinare, pentru atitudine. Din punct de vedere tactic n-am fost surprinși. Diferențele n-au fost între jucători de foarte mare vizibilitate. Din păcate, experiența cred că a făcut diferența azi. Un moment gestionat prost ne-a dus în situația să plângem după performanță. Da, dacă am fi jucat cu o echipă care primește multe goluri, probabil că da. Am jucat contra lui Sepsi, o echipă care primește foarte greu goluri și în Liga 1. E o echipă recunoscută pentru organizarea defensivă, pentru disciplina tactică defensivă, o echipă care știe foarte bine să apere. Dar la fel, nici ei n-au avut ocazii contra noastră. E un meci echilibrat. Dacă v-ați fi așteptat să avem o sumedenie de ocazie, v-ați înșelat. Eu cam așa am văzut meciul, v-am spus și din pregătire, că văd un meci foarte echilibrat, un meci de mijlocul terenului, un meci în care ocaziile nu o să fie chiar la îndemână. Greșeală personală sau colectivă la Greșeală colectivă și apoi putem să o împărțim și greșeală personală împărțită între mai mulți. Da, fotbalul e un joc de situație și de interpretare, întotdeauna o să fim expuși la lucrurile astea. Din păcate, am avut șansa să corectăm prima greșeală, n-am făcut-o și am venit cu a doua greșeală, asta mai mult personală. Da. Asta așteaptă fotbalul, un moment de dezechilibru individual și se face diferența. Cum s-a părut decizia arbitrului de a intra pe meciul cu 3 minute 4 înainte? Cred că e o chestie de ego, de a ieși în prim plan, că altfel chiar nu am înțeles-o. Sincer să vă spun, eu nu am înțeles ce s-a strigat. Era un cor vulcanic în care cuvintele se încrucișau una peste alta, habar n-am ce să striga acolo. Dacă el a înțeles în timpul efortului, e ok, nu pot să-l contrazic. Dar nu mai provocăm asta în minutul 90, mai dădeai 2 minute de prelungire, erai gata la final, gestionam cu toții meciul bine. Noi eram într-un moment bun pentru că veneam cu elan, băieții chiar scoteau ultimele energii, ne-au întrerupt, asta e, dacă regulamentele spun așa, e ok, da? Mi se pare că prea lejer să fac lucrurile astea. În schimb, tot replica celor din brigadă că așa e regulamentul. Și la cele 3 offside-uri din repriza a doua, niciunul din ele, și minutul 63, 83 și 91, lucruri spuse de amici de-a mei care au văzut jocul și de oameni din studio care sunt pricepuți la fotbal, nu le spun eu n-am văzut fazele, vă spun sincer, dar nu cred că m-ar minți multă lume. Haideți să interpretăm întâi regulile alea de joc care decid soarta. Într-un meci echilibrat, într-un meci cu un adversar puternic, da. Chestiile astea de detaliu o să facă diferența întotdeauna. Nu știu dacă am fi dat gol, dar era șansa noastră să ajungem într-un moment de finalizare. Poate le ratam pe toate trei. Nu știu ce se întâmpla. E șansa noastră. Băieții au muncit, lăsați-le munca lor. Apoi, noi ne batem în vestiar, o să tragem linie, o să vedem unde am greșit, ce de corectat și ce de pus la punct. L-am văzut pe Sârghi la un moment dat să ține cu mâna pe coapsă. Să țin, să țin. Și Are tendința Marinescu, și la Paul, acele și meciuri? Pierce. Toți se țin să lupte, să treacă. Ăsta e un sport de contact, un sport de Nu, bărbați. nu, nu, nu. Nu, n-au Asta e probleme. întrebarea. El a avut foarte multe accidentări. De asta am Da, întrebat. nu are nimic. E o chestie de durere de joc, inevitabile la ritmul ăsta. Terenurile nu sunt chiar ok în perioada asta, sunt destul de grele, ritmul e destul de agresiv, antrenamentele nu sunt chiar ușoare dacă cei care participați la ele, este intensitate. Vorbim și de Cristi, că e un jucător cu multe meciuri în spate și el mai apar în momente în care avem dureri. Da, nu ne plângem. E un sport în continuare de bărbați, fără nicio aluzie la. Pe aceeași idee a terenului, și antrenorul echipei vizitatoare a spus că terenul l-a dezavantajat public. Și pe noi. Gândiți-ne că noi am construit mai mult decât adversarul. Nu cred că sunt naiv sau nu cred că am luat o razna, nu? Mi s-a părut că am fost mai preocupați de construcție decât adversarul.
Am văzut la Sepsi doar atacuri directe, din prima linie, direct pe atacant sau în spatele liniei de apărători, pentru plecarea atacanților laterali. N-am văzut o construcție elaborată. Foarte puține momente în care au încercat să facă chestia asta. Din cauza terenului. Așa a fost strategia, asta nu-i treaba mea să spun. Ei, noi tot încercăm să construim. Da, un teren foarte bun te avantajează pentru că poți construi mai rapid cu atingeri sau cu două atingeri. Asta e ideea, da, asta e realitatea. Noi trebuie să găsim metode, mijloace și să ne adaptăm la ce găsim pe teren. La nivelul ligii a doua o să mai găsim terenuri proaste. Nu o să fie o scuză că nu putem noi pasa. Ne adaptăm, muncim și căutăm o soluție pentru asta. Eu știu că lucrurile astea o să le vadă și jucătorii. Gândiți-vă când vorbesc, că eu nu mă gândesc la voi sub nicio formă. Eu mă gândesc ce, aud, ce ajunge la urechile jucătorilor, ce înțeleg ei din mesajele. Dacă vă gândiți că eu vin și vă spun baliverne sau vă mint, luați-vă asta de pe cap. Știu foarte bine, prefer să mă cer cu voi, dar mesajele să ajungă clar la jucători. Exact ce trebuie să facem, exact ce vorbim în vestiar, exact ce stabilim, așa trebuie să ajungă pe toate undele. Da? Știu că aveți câteodată, vă văd din priviri, vă uitați așa, asta e tâmpit. Da, sunt și tâmpit, asta e altă treabă. Vreți să următoarele două, trei meciuri acasă să ajungi fără spectatori? Ar fi o mare problemă. Deci chiar că ar fi o problemă. Deci avem trei stadioane de toate în țară. Dacă îl mai închidem și pe ăsta, avem, cred că, două în care vin peste 5-6 mii de spectatori constanți, nu cred că face bine fotbal. Nu asta e lecția, sub nicio formă, din punctul meu de vedere. Vă mai întreb ceva. De ce federația alege mereu stadionul ăsta pentru meciurile? Știu că au probleme, dar tot aleg aici. E energie, e pasiune. Asta așteaptă lumea. Asta produce fotbalul. Că sunt energii, un sentiment de tristețe după meciul ăsta. Dar oamenii au fost mișcați, au plecat acasă, au ce vorbi, sunt pătimași cu fenomenul ăsta. Asta se caută în fotbal. Acum, că n-am bătut. Ei tot o să vorbească, eu mă duc și iar, nu dorm o noapte întreagă, așa se desfășoară mereu lucrurile. Dar sunt doar eu care nu dorm. Ei pleacă acasă cu niște sentimente. Trebuie să transmitem ceva oamenilor. Eu cred că băieții au transmis asta. Am fi vrut cu toții să plece cu sentimente super de bucurie. Nu s-a putut azi. Echipa de eșalon superior, cu mai multă experiență, a reușit să se impună. Chiar dacă n-am făcut o partidă extraordinară, cred că am meritat calificarea. Atât prin prisma faptului că am marcat mai mult decât adversarul, dar ne-am și creat mult mai multe situații de a înscrie. Am avut ocazii foarte clare, n-am reușit să închidem jocul, dar la final mă bucur că am reușit să ne calificăm și să ajungem în semifinale. Dacă vi s-ar oferi mâine posibilitatea să transferați doi jucători de la Petrolul de care ești? Mi-au plăcut mai mulți jucători. Eu am avut o relație extraordinară și cu jucătorii și cu personalul de la stadion și cu toată lumea. Eu n-am avut cu nimeni absolut nimic și în continuare cred lucrul ăsta. Cei care au avut cu mine e problema lor, pentru că până la urmă ei au pierdut, clubul Petrol a pierdut. N-a avut lumea răbdare. Mie îmi pare rău că se întâmplă. Vedeți că eu după vreo 12 etape aveam date nu știu câte goluri, iar după 6 goluri pe teren propriu îmi striga lumea demisia. Vedeți că astea se plătesc în viață. Când îți strigă lumea după ce dai 6 goluri acasă demisia, deja înseamnă că ai o problemă. Iar Doamne, Doamne, îți mai dă câte una așa după cap. Credeți în chestia asta cu Doamne? Da, da, cred în chestia. Trebuie să credem în ceva. În ceva trebuie să credem. Fiecare trebuie să aibă o credință. În ce? Eu cred. Poate cuvinte sugerați că publicul ar fi avut vreo vină la departamentul? Nu, publicul. Publicul nu, că publicul în general... Știți foarte bine cum se întâmplă în România. Unul s-a pleacă după piatră și 20 o aruncă. Că așa e în România. Nu, dar eu știu, dar nu mai contează. E prea puțin important în momentul de față. Eu la momentul respectiv am spus, eu am venit la Petrolul să promovez echipa. Dacă mă lăsau până la sfârșit, eu am spus, nu de pe locul 2, de pe locul 1. Sigur că acum e ușor de vorbit. Dar dacă n-au avut oamenii, nu m-au lăsat. Când dai 3, când dai 6, când dai 5, când și ce să mai spun? Mai mult, ce pot spune? Aud tot felul de gogomânii din astea, că grozavul a plecat din cauza rezultatelor slabe. Rezultate slabe? Eu nu cred că am avut rezultate slabe. Echipa era, dar eu n-am știut că după 12 etape trebuie să promovez. Dacă știam așa, noi nici nu veneam la Ploiești. Eu știu că un campionat la Liga a doua are 38 de etape. Iar după... Dar noi v-am spus de la început ceva. Dar eu știam și am ce trebuia să fac. Eu am crezut că oamenii care sunt lângă mine mă susțin și își doresc bine lui Petrolul. Dar dacă oamenii nu m-au susținut, eu ce pot să fac? Și eu... E acum, vă dați seama, să spun acum ce. Păi nu pot să vă spun, că nu știm viața ce ne rezervă. Nu știm ce ne rezervă viața. În ce sens spuneți că nu va avantaja
fost prost. Denivelat, da, e denivelat. E denivelat. Un asemenea, eu nu spun, eu încă o dată, nu fac reproș cuiva, dar un asemenea stadion, eu cred că merită o suprafață mult mai bună. Eu când am antrenat la Ploiești, terenul era mult mai bun. Acum, nu știu din ce motive, sigur că am înțeles că, sigur că da, știu, am înțeles că să joacă, mai joacă și Târgoviștea, să mai fac și antrenamente. Dar cred că un asemenea stadion și un asemenea public sau o echipă care își dorește să promoveze fotbalul are nevoie de un teren mai bun.